Niciodată, ca în ultimii trei ani, sistemul de educație nu a suferit atât de mult. Blocarea investițiilor, tăierea salariilor, umilirea copiilor și a părinților, pseudo-reforme. De aceea, pe 9 decembrie, eu voi vota cu cap. Voi vota programul USL pentru educație. Voi vota Eugen Țapu pentru Senatul României. Voi vota Vlad Marcos și Cătălin Drăgușanu pentru Camera Deputaților.